Așa cum a promis conducerea societății Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi, de zilele municipiului Giurgiu, orașul a căpătat o nouă imagine din punct de vedere peisagistic. Mii de fire de flori au fost sădite în jardinierele din Parcul Alei, dar și în sensurile giratorii, rondul din fața primăriei căpătând astfel forma unei flori gigant realizată tot din flori. Sensurile giratorii le-am făcut cu ajutorul, mai bine zis, al domnișoarei arhitect de la primărie, care dânsa a fost cu această idee, să facem ceva frumos. Ne-am inspirat din mai multe sensuri giratorii din municipiul Brașov, din Sibiu, să dăm o nouă față orașului, să fie cât mai frumos. Și pentru a-i face atenți pe giurgiuveni că trebuie să admire florile sădite în oraș și nu să le rupă, în toate locurile unde au avut loc amenajări peisagistice au fost amplasate plăcuțe de interzicere a ruperii florilor, dar și de păstrarea curățeniei. Am pus câteva plăcuțe în fiecare părculeț, în fiecare loc de joacă, în fiecare sens giratoriu, aceste plăcuțe de atenționare, să nu, ca cetățenii să nu rupă florile, să păstreze curățenia și să nu intre cu animale de companie în principalele parcuri. Dacă în ultima perioadă au fost sădite circa 10.000 de flori și plantați 700 de mestegeni, de acum încolo, cei 22 de angajați de la Spații Verzi se vor ocupa de curățenia sau de menținerea curățeniei din parcuri și alte spații verzi. Am achiziționat 7 specii de flori, precum ar fi verbena roșie, verbena albastră, panseluțe, bănuței, asparagus, și am continuat cu cosituri mecanic, cât și cu vopsitul bordurilor în oraș și văruitul pomilor.